Zeci de giurgiuveni au sărbătorit astăzi ziua universală a Iei, pornind într-o paradă a Iei din fața primăriei până în Parcul Alei. Aici, de la cel mai mic până la cel mai mare, giurgiuvenii au purtat cu mândrie Ia românească și au participat la ateliere de meșteșuguri tradiționale, un atelier de pictură tematic, o expoziție de Ie și un flash mob. Aici am lucrat un covoraj micuț cu un model mai simplu. De exemplu, fetița a lucrat de la clasa 1. Și nu puteam să îi dau un ceva model foarte greu. La fetitele care sunt mai mari, le primesc la mine acasă, că avem clasă de în afara centrului de conservare acasă, la Oinacu, și lucrăm fote, bete, brâie. În cadrul atelierelor de pictură, copiii au desenat cămașa tradițională cu motive din diferite zone ale țării. Ce desenezi tu aici? Un costum. De ce fel de costum? De ie, un costum cu ie și fustă. Și ce culori vei folosi? Roșu, alb, albastru și galben. Elevii școlilor de arte au promovat portul tradițional românesc și dansul popular. Ea este o adevărată matrice culturală, un simbol al identității și creativității spațiului românesc, care dăinuie din timpuri străvechi. Ziua universală a Iei, un fenomen mondial declanșat în 2013 de comunitatea La Blues Rumen, se sărbătorește anul acesta în peste 100 de orașe ale lumii, între care Washington, New York, Los Angeles, Toronto, Paris, Londra, Madrid, Milano, principalele orașe ale țării, în Harghita și Covasna, dar și în Basarabia la Chișinău.